Petrece noaptea dintre ani astfel încât să nu o uiți vreodată. Hotel Sud organizează Revelion 2013. Pentru o petrecere memorabilă, restaurantul La Gigi te așteaptă cu momente vesele oferite de renumitul actor Toma Vasile. Alături de el va fi orchestra Cristal ce te va încânta cu cele mai frumoase melodii de petrecere. Iar meniul? Ei bine, vei avea pe masă cele mai alese bucate, toate acestea cu doar 250 de lei de persoană. Te așteptăm de Revelion la Hotel Sud, cea mai bună alegere pentru un început de an reușit. Urmăriți emisiunea Sport Arena numai la TV Giurgiu. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. O bandă de circulație a șoselei Bălănoia a fost blocată de dimineață de un tir. Acesta era plin cu greu și a derapat într-un șanț din cauza greutății, motiv pentru care circulația în zonă s-a desfășurat cu dificultate. Din cauza unui tir la intrarea în comuna Bălănoia, traficul pe șosea s-a desfășurat din ambele sensuri pe o singură bandă de mers timp de câteva ore. În încercarea de a ieși dintr-un depozit, semiremorca autotrenului încărcată cu grâu a derapat în șanț, în timp ce capul tractor se afla pe carosabil. Astfel, o bandă a șoselei a fost blocată. Un angajat al depozitului a dirijat cum a știut circulația mașinilor nevoite să treacă prin fața tirului. Din spusele șoferului, pentru redresarea camionului era nevoie de descărcarea grâului pe care trebuia să-l transporte. De teama angajatorului, acesta s-a ferit să vorbească despre incident. Noul cod rutier îi pune în dificultate pe bicicliști. Din 2013, aceștia sunt obligați să circule doar pe piste special amenajate. Dar care piste? În Giurgiu și nu numai, așa ceva nu există, motiv pentru care poliția rutieră va trebui să găsească o soluție de compromis. Din ianuarie 2013, poliția rutieră poate lua măsuri împotriva bicicliștilor surprinși în trafic. Aceștia pot fi amendați dacă nu circulă pe benzile create special pentru ei. La Giurgiu, doar o stradă este dotată cu piste pentru bicicliști și acest lucru stârnește nemulțumiri diferite. În cazul în care se va da vreo lege de asta, nu vom mai circula asta. Ce se face? Să luăm amenzi. Cei mai mulți concitadini solicită să li se creeze condiții pentru a participa legal la traficul giurgiuvean. E foarte greu că spațiile sunt prea înguste, cred, în Giurgiu, ca să facă piste. Poate pe București ar putea să facă, pe șoseaua București. Deci noi cu ce ne deplasăm? Deci nu este bine. Trebuie făcut și pentru bicicliști. Noi nu suntem, adică cu ce ne deplasăm? Nu avem nevoie. Bine informați, giurgiuvenii invocă condițiile existente în alte țări europene. În țările străine, de altă parte, deci astea deci, să promovează. Oameni vor să fac mișcare, sport. Noi, singurul oraș din județ, nici de așa ceva nu avem parte sau cum. Municipalitatea, la sugestia Serviciului Rutier Național, studiază posibilitatea realizării cât mai multor piste pentru bicicliști. Până atunci, amatorii de deplasare pe două roți vor circula legal numai pe strada Mircea cel Bătrân. Din bătrân se spune că gustul cărnii de porc crescut în gospodărie nu seamănă cu cel din galantarele măcelăriilor. Cel mai important este ca porcul să fie sănătos. Pentru a depista o eventuală infestare cu trichineloză, nu trebuie decât să efectuați un examen trichinoscopic.
Trichineloza este o boală la om și la animale provocată de viermele rotunde numit trichinela. Contaminarea de trichineloza are loc la ingerarea cărnii sau slăninii crude sau insuficient fierte ori prăjite. Boala se întâlnește de cele mai multe ori la carnea de porc, iar îmbolnăvirea de trichineloză survine de obicei după 2-3 săptămâni de la consumarea cărnii contaminate. Și pentru că suntem în plin sezon de sacrificare a porcilor, mulți giurgiuveni sar peste examenul trichinoscopic și consumă carnea ca atare. Greșit, spun inspectorii sanitari veterinari, mai ales dacă porcul provine din gospodării și nu din comerț. În primul rând, trebuie să facă un examen trichinoscopic și ar fi bine ca porcul care îl cumpără să fie cumpărat de la persoane cunoscute, să nu meargă să-și ia animale sau carne de porc de ocazie, crezând că este mai ieftină pentru că riscă îmbolnăviri și acea carne poate să nu fie controlată din punct de vedere sanitar veterinar. Anul trecut nu am avut niciun caz de trichineloză pe raza județului Giurgiu. Pentru a face examenul trichinoscopic, trebuie să prezentați o bucată mică de carne din mușchiul intercostal. Acesta este cel care indică dacă porcul este infectat sau nu. Centrul de analiză, situat în piața centrală, este deschis în fiecare zi între orele 8-18, iar prețul unui test este 9 lei. Direcția silvică Giurgiu nu mai are brazi. Dacă anii trecuți giurgiuvenii puteau cumpăra de Crăciun braz natural și ieftin direct de la direcția silvică, în acest an singura variantă o reprezintă comercianții din piață. În fiecare an, în apropierea Crăciunului, direcția silvică Giurgiu scotea la vânzare braz natural, dar și moliz la prețuri extrem de avantajoase, o concurență reală pentru comercianții din piață. Acum, direcția silvică vine cu o veste proastă. Nu mai sunt brazi. De fapt, nu mai sunt brazi pentru Giurgiu. Cantitatea de pom de Crăciun din pepinierele naționale s-a redus la jumătate față de anul trecut, așa că brazi au primit doar direcțiile silvice din nordul țării. Scăderea cantității de pomi de Crăciun are drept cauză retrocedările din ultimii ani, prin care statul a pierdut mii de hectare de pădure. De altfel, în multe județe din țară, bradul este pe cale de dispariție. Reprezentanții mai multor direcții silvice județene recomandând tăierea brazilor numai din pepiniere special înființate pentru așa ceva și nu din păduri. Este și unul din motivele pentru care piețele sunt invadate de brazi olandezi, mai scumpi și încă în așteptarea clienților. Brazii românești ar fi fost o alternativă bună pentru cei cu venituri medii, mai ales că un brad de la direcția silvică putea fi cumpărat în ghiveci și replantat după trecerea sărbătorilor. Sărbătorile de iarnă, bucuria hoților, este perioada în care magazinele se aglomerează, iar multe persoane pleacă în concediu. Nu este prilej de odihnă pentru hoți, care ies la vânătoare de bunuri și de ponturi. Sărbătorile se apropie și odată cu ele cea mai productivă perioadă pentru hoți. Mulți giurgiuveni preferă să plece în concediul de Crăciun sau de Revelion, iar locuințele acestora devin vulnerabile. În vizorul hoților se află apartamentele situate la parter sau la ultimul etaj. Pentru a pătrunde în locuință, hoțul caută o fereastră neasigurată, de obicei la baie sau la bucătărie, un balcon accesibil dintr-un alt balcon vecin sau chiar ușa de intrare. Pentru a nu deveni victime, cetățenii trebuie să nu invite în locuințe persoane a căror preocupări nu le cunosc când de ajuns. Sub o falsă amabilitate se poate ascunde o persoană care urmărește să îi deposedeze de obiecte de valoare sau bani. Nici patronii de magazine nu trebuie să stea mai liniștiți. În această perioadă a sărbătorilor de iarnă, magazinele reprezintă un punct de atracție pentru hoți. Aceștia profită nu numai de aglomerația din magazine, ci și de lipsa camerelor de supraveghere. Pentru a nu deveni victimele hoților, patronii de magazine sunt sfătuiți să-și instaleze camere de luat vederi și să-și monteze sisteme de alarmă. În același timp, proprietarii trebuie să atenționeze că magazinul este supravegheat și păzit de sisteme de alarmare. Oamenii legii ne avertizează să fim atenți și când ieșim la cumpărături. Aglomerația din piețe și centre comerciale reprezintă prilejul ideal pentru hoții de buzunare. Dați dovadă de vigilență și atenție în locurile aglomerate, iar dacă vă simțiți înconjurat de persoane dubioase, căutați să vă schimbați locul. Polițiștii mai recomandă să vă țineți întotdeauna banii și bunurile de valoare în buzunarul interior al hainei și să vă feriți de privirile indiscrete atunci când scoateți banii din portofel. Așadar, pentru a nu cădea pradă infractorilor, înarmați-vă cu atenție sporită. Gerul s-a mai înmuiat, însă deasupra giurgiuvenilor planează un mare pericol la tot pasul, țurțurii. Inconștienți de pericolul la care îi expun pe semenilor, mulți proprietari de imobile din Giurgiu ignoră toate obligațiile pe care le au și lasă țurțurii să se topească de la sine.
Gerul a trecut, temperaturile sunt cu plus, iar de pe acoperișurile imobilelor din Giurgiu se preling o mulțime de țurțuri. Fie că sunt case, blocuri sau spații comerciale, există multe cazuri în care proprietarii ignoră total apa înghețată, transformată în săbii uriașe. De cele mai multe ori, trecătorii grăbiți habar nu au la ce pericol se expun. Ați văzut ce e deasupra? A, pericolul ăla, da. Păi da, și cine se ocupe de... Credeți că e... Da, dumneavoastră, dacă nu vă spuneam, treceați pe aici? Categoric. Da? Categoric. Păi ce, ședeam să mă uit să văd dacă... Normal, și-l luam în plin. Uitați, acolo, cine are geamurile alături. În cazul proprietăților private, deținătorii imobilelor sunt obligați să îndepărteze țurțurii. În situația în care nu au mijloacele prin care să poată curăța bulgării de gheață, aceștia au obligația să împrejmuiască preventiv zona de pe trotuar din dreptul clădirii. Că este ignoranță sau sfidare, se vede cu ochiul liber. Cert este că cine trebuie să se sesizeze ar fi cazul să o facă, fiindcă țurțurii sunt o amenințare reală pentru viața trecătorilor. Surpriză la Centrul Cultural Ion Vinea, un spectacol inedit, altfel decât cele obișnuite, s-a desfășurat în fața privitorilor giurgiuveni. Imobilul Instituției de Cultură a intrat în renovare, deocamdată doar fațada, cea care reprezintă cel mai mare risc pentru trecători. Fațada imobilului care adăpostește Centrul Cultural Ion Vinea era astăzi una deosebită de cea de acum câteva zile. Golit până la cărămidă, zidul așteaptă să fie refăcut. Se vor înlătura astfel eventualele accidente provocate de căderile de tencuială. Proiectul este mai larg și prevede consolidarea întregii clădiri. Urmarea stării avansate de degradare a acestei clădiri și a sesizărilor făcute de noi către ordonatorul principal de credit, iată că în sfârșit începe, să zic așa, lucrarea de consolidare, nu, dar măcar de reabilitare a fațadei deocamdată. Până în prezent, slavă Domnului, s-a pus și o parte din șarpantă. Construcția actualului Centru Cultural Ion Vinea datează din jumătatea a doua a secolului al XIX-lea și necesită ample lucrări de consolidare. Din primăvară vom fi probabil surprinși de amploarea lucrărilor. Deocamdată, edilii giurgiuveni se pot lăuda doar cu refacerea acoperișului. Jucăriile sunt cele mai potrivite daruri pentru cei mici. Nu există copil care să nu-și dorească să găsească un astfel de cadou sub bradul de Crăciun. Atenție însă! Multe jucării, pe cât sunt de frumoase, pe atât sunt de periculoase. Jucăriile au o contribuție esențială în procesul de dezvoltare a copiilor. Părinții sunt tentați să cumpere pentru micuților tot felul de jucării, însă nu toți sunt atenți la cerințele de siguranță impuse de Comisia Europeană. Credeți că toate jucăriile respectă regulile de siguranță pentru copii? Nu chiar toate respectă. Ați întâlnit jucării pe care nu este specificată vârsta? Nu, n-am întâlnit, nu. Unele dintre ele da, altele nu. Depinde de fiecare ce piese au. Ați întâlnit și jucării care nu ne respectă? Nu, n-am întâlnit. Și de obicei nu luăm decât ce e pentru vârsta copilului. Nu știu. Nici nu le-am verificat pe toate. Nu pot să-mi expun punctul de vedere atâta timp cât nu le-am verificat. Poate că nu toate. Eu, de exemplu, aleg ce-mi e important. Cumpărătorii sunt sfătuiți să țină cont în special de mențiunile 0-3 ani și nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni. Jucăriile cu piese mici, pe care copiii sub 3 ani le pot înghiți, reprezintă un pericol de sufocare, ca și cele de pluș în cazul în care ochii, nasul și alte părți mici nu sunt bine securizate. Totodată, jucăriile ar trebui examinate periodic, ruperea sau uzura, prezentând riscul de accidentare a copilului sau de altă natură pentru sănătatea și siguranța lui. Jucăriile stricate trebuie aruncate imediat. În cazul depistării unei probleme de siguranță la o jucărie, acest lucru trebuie semnalat producătorului și autorităților publice. În ciuda dezinformărilor, giurgiuvenii respectă tradițiile și simt creștinește. Spiritul Crăciunului este prezent, iar colindătorii sunt așteptați cu drag. Astfel, pregătirile sunt întoi pentru ca vestitorii nașterii Mântuitorilor să fie primiți așa cum se cuvine. Giurgiuveni sătui de colindători. Șocanta afirmație a fost postată pe o pagină electronică ce se vrea a fi recunoscută drept vocea tuturor giurgiuvenilor. Pentru întărire, scandaloasa zicere a fost ilustrată cu fotografii. Glumețul a afișat pe ușa apartamentului un anunț jignitor, scandalos chiar prin atacul la tradiții și credință. Dezinformarea este însă infirmată de realitate. Să avem covrici și toate pentru mășajul. Mere, portocale, crementine, ce are omul bani să-și ia. Merele de 2 lei cel mai mult să vând, să sunt mai ieftine.
Omul dacă nu are bani, îți dai seama că ia la 2 lei ca să poată să-și facă și el. Tradițiile cum se face. Bineînțeles că că-i permis, cum să nu, e obiceiul. La noi în România așa și eu am fost copil și normal că-i primesc. Pe toți, până la 10 noaptea, până când vine ei. În Giurgiu, tradițiile și spiritul creștin nu au dispărut, ba chiar sunt cultivate și susținute și de cetățeni, dar și de către instituțiile cu autoritate în domeniu. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale este o astfel de instituție. Să știți că și la noi, atât în oraș cât și în județ, se păstrează aceste obiceiuri străvechi. Merg cu colindul copiii, merg și adulții, dar nu numai cu colindul, ci și cu obiceiuri. Se mai păstrează acel teatru religios, este vorba de irozii, care merg pe ulițele satului în ziua de Crăciun, la Letca Nouă, la Cămineasca, dar și de Sfântul Ștefan, la Hulubești, din comuna Călugăreni. De asemenea, mai avem la Găujani obiceiul cu capra, obiceiul comunității romii Vasilca și de asemenea la izvorul de Gogoșari. Tradițiile și obiceiurile vlășcene sunt chiar exportate și apreciate atât în țară cât și peste hotare. În urmă cu câteva zile, păstrătorii tradițiilor de la noi au încântat publicul din capitală. Concertul a fost susținut în piața universității. Frenezia sărbătorilor de iarnă a cuprins micii elevi. Ultimele zile de școală până la vacanța de iarnă se desfășoară altfel decât în timpul semestrului. Cu mediile încheiate și bucuroși de rezultatele lor, școlarii așteaptă sărbările și pe moșul cu cadouri. Muzică, poezie și voie bună. Într-o asemenea atmosferă au fost surprinși copiii de la școala generală numărul 7 din Giurgiu astăzi. Încă de la orele dimineții se pregăteau pentru sărbarea de mâine dedicată moșului. Catalogele, numai cu note și calificative bune, sunt dovezi ale rezultatelor care le dau prilej de bucurie. Febra sărbătorilor de Crăciun a cuprins întregul colectiv de copii al școlii noastre, drept care cu toții ne pregătim să-l întâmpinăm cum se cuvine pe Moș Crăciun, care sperăm să vină cu sacul plin de jucării și de daruri și în special pentru copiii care vor avea rezultate deosebite la învățătură, cu calificative dintre cele mai bune la purtare. Și eu cred că elevii noștri cu toții se numără printre aceia care vor găsi ceva în sacul lui Moș Crăciun. Sub bradul împodobit se așteaptă cadourile care vor constitui chiar și după vacanță prilej al satisfacțiilor. Scena Ateneului Nicolae Bălănescu a răsunat aseară preț de câteva ore de colinde și poezii specifice sărbătorilor de iarnă. Elevii liceului Ion Maiorescu au oferit un adevărat spectacol celor prezenți. Sărbările de Crăciun au devenit o tradiție pentru elevii giurgiuveni. Luni seara, Ateneul Nicolae Bălănescu a găzduit spectacolul oferit de elevii Colegiului Național Ion Maiorescu cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Cuprinși de spiritul sărbătorilor, liceenii cu reale talente artistice au cântat și au recitat poezii, oferindu-le celor prezenți un spectacol emoționant. Printre spectatorii care s-au bucurat de acest eveniment s-a remarcat și prezența discretă a primarului Nicolae Barbu. Pentru a accentua spiritul sărbătorilor de iarnă, fiecare elev a fost răsplătit pentru munca depusă cu un cadou din partea lui Moș Crăciun. Reprezentanții episcopiei au făcut din nou un cadou frumos copiilor instituționalizați. Evenimentul organizat la Centrul pentru Copii și Tineret Ioan Valahul face parte dintr-o suită de manifestări menită să insufle spiritul Crăciunului și celor mai puțin binecuvântați de soartă.
Seria manifestărilor cu scop filantropic organizate de sectorul social al Episcopiei Giurgiu continuă cu succes. Zeci de copii din case de tip familial au simțit din plin bucuria sărbătorilor la sediul Centrului pentru Copii și Tineri Ioan Valahul. La mulți ani și din partea Sfântului Nicolae, dacă sunteți la fel de cuminți, fiecare veți primi din partea Sfântului Nicolae, care l-a ajutat pe preasfințitul Părinte Ambrozie, cu câteva daruri pentru fiecare în parte. Copiii au ascultat cu minți și emoționați colinde interpretate de corul seminariștilor giurgiuveni și au fost antrenați în jocuri specifice momentului. Nu au lipsit nici pachetele cu dulciuri oferite cu generozitate de către gazde. Vești rele despre vreme, așa ne spun meteorologii. Despre ce este vorba vedem în rubrica Meteo. Giurgiu intră sub influența cotului galben. Meteorologii au emis cot galben de ninsori și vânt valabil în perioada 19 decembrie ora 14 până pe 20 decembrie ora 20. Astfel, în intervalul menționat, în Dobrogea, sudul și estul Munteniei și în sudul Moldovei, vântul va sufla cu putere cu rafale ce vor depăși 60-70 de km pe oră. În aceste zone va ninge cu precădere începând cu după amiaza zilei de miercuri, iar la Giurgiu va fi viscol și vizibilitate extrem de redusă. În următoarele zile, vremea va fi în răcire în toate zonele țării, cu ger pe timpul nopții și dimineața în estul și centrul țării. Și o informație recentă ne spune că meteorologii ar putea da cod portocaliu de ninsori începând de miercuri, ca urmare a unui ciclon din Bulgaria, care ar putea afecta și România, a anunțat conducerea Administrației Naționale de Meteorologie într-o reuniune la Palatul Victoria. Județele care ar putea fi afectate mai puternic de acest ciclon sunt Constanța, Tulcea, Giurgiu, Ialomița și Călăraș. Iar acum pastila zilei. Nu uitați să cumpărați porcul de Crăciun, dar mai ales nu uitați să faceți examenul trichinoscopic. Nu uitați ușa descuiată dacă plecați de acasă de sărbători. Nu uitați copiii la școală, pentru că de vineri sunt în vacanță. Dar mai ales nu uitați să porniți televizoarele în fiecare seară la 18:45, pentru că știrile postului nostru nu sunt de uitat. Rămâneți cu TV Giurgiu, imediat după jurnal urmează emisiunea Punctul pe I cu Mariana Brăgaru și invitații săi. Toate cele bune!